Smart People. George Rotariu, 32 de ani, este fondator și CEO al companiei Bitcoin România. Fost jucător profesionist de poker, cu banii câștigați din acest joc al minții, recunoscut ca sport, el și-a început business-ul. A adus în România primul ATM pentru cumpărat Bitcoin. Asta se întâmpla acum 6 ani. Ce a învățat George din experiența pandemiei, ca om de afaceri, dar și ca tânăr care trăiește în vremurile astea fără precedent, îți spune chiar acum. Din această experiență neplăcută pe care o trăim cu toții, am învățat multe lucruri, atât negative cât și pozitive. Ajungi să cunoști mai bine oamenii din jurul tău, oamenii cu care faci business, oamenii din echipa ta de asemenea. Observi niște reacții pe care în mod normal probabil că nu le-ai putea observa. Ce ni s-a întâmplat nou ca business? Bineînțeles, aspectele negative pe care majoritatea business-urilor din România probabil că le experimentează și nu numai din România, la nivel global. Ne-au scăzut cifrele la volumele de tranzacționare, atât pe platformele noastre cât și pe ATM-uri, ceea ce este o experiență neplăcută, dar în același timp o parte bună este faptul că nu au scăzut foarte mult, adică sunt business-uri cum ar fi restaurante sau cluburi, mall-uri sau alte business-uri care plătesc chirii în continuare și nu mai au business deloc, au trebuit să-și închidă ușile și veniturile lor sunt zero. La noi, din fericire, nu este cazul. Chiar dacă au scăzut cifrele, nu au scăzut atât de mult și lucrurile sunt încă destul de bune. Bineînțeles că aceste scăderi ne-au făcut să luăm totuși și niște decizii mai puțin plăcute. Am decis, pentru ca firma să poată să treacă cu bine prin această perioadă, ca pe perioada pandemiei să scădem salariile tuturor angajaților. A fost o măsură de precauție pe care ne-am luat-o ca să fim siguri că trecem cu bine de această perioadă dificilă. Am fost foarte plăcut surprins să constat că colegii mei din echipă au primit foarte ok această informare negativă și au spus că sunt alături de firmă și că vor să trecem cu bine prin asta și că înțeleg foarte bine această decizia noastră a managementului. Legat de piața cripto, domeniul în care noi activăm, piața cripto de asemenea a fost influențată masiv, adică la începutul acestei pandemii s-au înregistrat niște scăderi foarte mari la valoarea criptomonedelor, mai ales la Bitcoin, a scăzut de la $7,000 la aproximativ 3,500 într-un timp foarte scurt, dar în același timp a stat acolo doar câteva ore, după care a început să crească din nou și în câteva zile era înapoi la nivelul de 7,000. Deci s-au înregistrat niște fluctuații foarte mari, dar totuși prețul a rămas stabil. Eu personal, ca tânăr care trece prin această perioadă dificilă, probabil ca toți ceilalți oameni care trec prin această perioadă dificilă, simt lipsa ieșirilor în oraș cu prietenii, simt lipsa familiei mele, timpului petrecut alături de cei dragi, de ce nu, distracțiile, evenimentele, zilele de naștere și așa mai departe, pe care înainte le consideram o normalitate. Acum se pare că această normalitate nu mai este disponibilă. Cred eu că după această perioadă dificilă o să apreciem mult, mult mai mult aceste evenimente și o simplă ieșire în oraș cu prietenii sau cu iubita. Cred eu că după această pandemie lucrurile vor începe ușor-ușor să revină la normal. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie foarte dificil să întâmple asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, această pandemie a blocat definitiv tot ceea ce eram obișnuit să facem, dar în același timp, nu știu, nu este ca în cazul unui război, când se distrug clădiri, se fac pagube materiale, oamenii își pierd efectiv locurile de muncă și așa mai departe. Aici, pur și simplu, această pandemie ne-a făcut să punem stop tuturor activităților noastre de zi cu zi, însă odată ce restricțiile se vor diminua, cred eu că lucrurile vor începe să revină la normal și cred că vor reveni la normal destul de repede. Bineînțeles, vor fi consecințe și consecințele economice, din punctul meu de vedere, vor fi grave, pentru că observ ce se întâmplă la nivel global. Statele Unite printează bani, Uniunea Europeană printează bani, ceea ce evident înseamnă că se generează o inflație foarte mare și lucrurile astea ne vor afecta pe fiecare dintre noi. Dar, așa cum ți-am spus, cred că ușor-ușor vor reveni la normal și oamenii se vor simți ca înainte, doar că vor aprecia mult mai mult ceea ce înainte li se părea un lucru normal sau banal. Deci, după părerea ta, viitorul criptomonedelor sună bine? Da. Viitorul Bitcoin sună foarte bine, sunt și alte criptomonede extrem de interesante, dar nu o să intrăm acum în detalii pentru că ne-ar fi necesare câteva ore să putem discuta despre fiecare criptomonedă în parte. Smart People.
Citește mai multe pe smartradio.ro.